Bună dimineața din nou! V-am oprit în cadrul unei acțiuni care se desfășoară la nivel național, pe linie de transport, atât de persoane cât și de mărfuri. Verificăm legalitatea transporturilor, condițiile de siguranță și confort ale pasagerilor, precum și respectarea timpilor de conducere și a pauzelor de odihnă. Vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră. Aveți o cursă regulată, văd. Să încercăm să eficientizăm activitatea de control ca, astfel ca pasagerii pe care aveți dumneavoastră să nu sufere nicio întârziere. Iar în acest fel, polițiștii botoșăneni le-au cam dat emoții conducătorilor auto. Deși în cursul acestei dimineți a plouat torențial, oamenii legii au desfășurat acțiunea care a demarat pe 13 mai și care urmează să se finalizeze pe 19 mai. Polițiștii rutieri acționează pentru prevenirea accidentelor rutiere, produse din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii auto care transportă public persoane sau marfă. Acțiunea intitulată Truck and Bus se desfășoară simultan în toate statele membre UE. Verificăm legalitatea documentelor de transport, cât și respectarea timpilor de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto. Cu această ocazie efectuăm activități de control în trafic împreună și cu partenerii noștri de la ISCTR, de altfel instituție care are atribuții în domeniul siguranței rutiere. Și în zilele următoare, echipaje de poliție vor efectua razii în trafic pentru a depista transporturi ilicite de mărfuri și persoane, pentru a preveni conducerea vehiculelor de către conducători auto aflați sub influența alcoolului, drogurilor, pentru verificarea dimensiunilor de masă și gabarit autovehiculelor și pentru controlul inspecției tehnice periodice și a asigurării obligatorii de răspundere civilă. Oamenii legii vă recomandă să circulați prudent și să respectați legea.